Accidentul a avut loc pe DN73 pe coborârea dinspre mausoleul Mateiaș spre Dragoslavele. Potrivit martorilor, șoferul unui autoturism Fiat, care venea dinspre Câmpul Lung, a intrat într-o depășire riscantă, într-o curbă periculoasă, chiar înainte de intrarea în comuna Dragoslavele și s-a ciocnit frontal cu un autoturism Mazda, care circula regulamentar. În urma impactului, ambele mașini au fost serios avariate, ajungând pe marginea drumului, iar 6 persoane, 4 din Mazda și 2 din Fiat, au suferit diferite traumatisme, ajungând cu 2 ambulanțe la Spitalul Municipal din Câmpul Lung. Păi, pur și simplu, instantaneu ne-am întâlnit, o oprise. Se vede urma de filmare. Și aici m-a zis. Și el a venit până aici, în locul din depășire. La fața locului a sosit și un echipaj de la descarcerare, însă nu a mai fost nevoie de intervenția acestuia. Poliția a deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, urmând să fie stabilite, în urma cercetărilor, cauzele și împrejurările care au stat la baza producerii accidentului, precum și gradul de vinovăție al persoanelor implicate.